Oprește-te 2 minute și fă acest exercițiu de imaginație. Fii atentă la ce simți în corp. Închide ochii și imaginează-ți o fetiță de 7 ani. Adu-ți aminte de fetița care erai tu la 7 ani. Ea stă în fața ta chiar în acest moment. O vizualizezi? O vezi cu ochii minții? Vreau să-i spui acestei fetițe că nu înseamnă nimic. Spune că este o rușine, că nu valorează nimic, că este inutilă. O faci? Poți să-i spui aceste lucruri fetiței din fața ta? Nu poți, nu-i așa? Îți dai seama totuși că într-un fel sau altul asta îți spui tu ție în fiecare zi? Te critici, te judeci, te pui la pământ. Mai ai fetița în fața ochilor? Dacă este cazul, adu-o înapoi și gândește-te ce ai vrea de fapt să-i spui. Tu ai în fața ta în acest moment. Ce îți dorești din toată inima să-i spui? Și mai gândește-te, ce și-ar dori ea să audă? Micuța din fața ta și-ar dori să audă că merită, nu-i așa? Și-ar dori să audă că este o ființă minunată, și-ar dori să audă că nu ar trebui să lase pe nimeni să-i spună altceva, să nu creadă pe nimeni care îi spune altceva. Mai spune că este perfectă așa cum este, că Dumnezeu nu face erori, iar ea nu este aici din greșeală, pentru că fiecare are un rost în această viață, pentru că nici măcar un fir de iarbă nu este degeaba. Ce altceva și-ar mai dori să audă micuța din fața ta? Spune, crede, înțelege, repete.